Generalul cu 4 stele, Dumitru Dumbravă, cel care a fost dovedit că are un doctorat fals, cel care, în calitate de director al direcției juridice din SRI, a creat faimoasele culoare din justiție, cel care ulterior a făcut parte și face parte din grupul criminal organizat condus de Coldea, fostul său șef de la SRI, o face acum pe Modestul și Schelălăie. Spune că stă într-o simplă garsonieră și că trăiește modest. Este ciudată această modestie în condițiile în care probele existente la dosar, probe indubitabile, arată cum prin mâna lui au trecut și trec sume considerabile de bani. Și asta e numai fața văzută a icebergului, numai ceea ce până în prezent a fost descoperit.